Domnule primar, stimați colegi consilieri, proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local din Consiliul Local al Municipiului Moinești. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești de Bacău al cetării de drept a unui mandat de consilier local. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, dacă nu supunem proiectul la vot, cine să dăm? Împotrivă? Comisia Juridică, discuții și următoarea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești de încetări de drept, a zis mandatul de consilier, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Următoarea. Comisia Economică, dacă stăteți la mână de văd, nu-i clarități, dacă nu vă rog să votăm, cine este pentru, împotrivă, abține, nu, mulțumesc. Proiectul este aprobat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului rectificării și cheltuieli al municipiului Moinești pe proiectul 18. Aici am un amendament, dacă îmi permiteți, pentru că în ședința trecută am aprobat un proiect de hotărâre pentru achiziționarea unui autoturism în programul Rabla. Acest lucru nu se va mai întâmpla, întrucât era necesar un certificat de la Fondul de Mediu. Noi avem o datorie mai istorică acolo de 2 ani pentru cantitățile de deșeuri nereciclate. Întrucât până la această dată, de când funcționăm cu operatorul Romprest, acest serviciu de colectare a fost delegat. Am refuzat plata acestei datorii, care este în valoare de 100.000 de lei către Fondul de Mediu. Drept urmare, nu am primit certificatul de la Fondul de Mediu și nu se mai poate realiza această investiție. Drept urmare, aș solicita dumneavoastră să modificăm lista de investiții prin eliminarea achiziției de autoturism în valoare de 82.000 de lei, iar suma să fie dirijată către capitolul 7002, Servicii și Dezvoltare Publică, la cheltuirea bunurilor și serviciilor. De ce solicit acest lucru? Pentru că știți că am primit de la guvern 700.000 de lei pentru refacerea 10 poduri și podețe. Pe strada 13 septembrie, la refacerea unui podeț, s-a rupt un dig cu mașinile care au avut acces acolo și, drept urmare, trebuie să dăm comandă de urgență pentru a avea acces la locuințe, să construim un dig și cu banii aceștia să reușim lucrarea pentru a crea acces către locuințele din acea zonă. Mulțumim tare mult! Comisia de Urbanism, dacă aveți alte discuții sau întrebări, dacă nu, supunem la vot cu amendamentul domnului primar, se propunerea domnului primar. Cine este pentru? Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică, dacă sunt și alte clarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să votăm cu amendamentul propus de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închiriere aflate în domeniul public al municipiului Moinești de Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții sau propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări. Dacă nu, vă rog să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votați la discuții. Comisia economică, dacă sunt întrebări, clarități, dacă nu, vă rog să votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol al unor suprafețe de teren situate în stadionul municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Aș avea eu, nu știu dacă de la compartimentul agricol, cineva. În raportul de specialitate se solicită acordul de scoatere temporară din circuit a unor suprafețe, 2303 metri, 220 și 71. Sunt acele suprafețe care tot noi le-am lucrat în trecut. Tocmai de aia, pentru în iulie noi am acordat. Sunt aceleași. Sunt cuprinse în contract și acum pentru a întocmi autorizația de construcție pentru a fura două sau trei solde. Da, pentru 2303, da. 2700. Sunt acele suprafețe aprobate de Consiliul Local, dar necesită hotărârea de Consiliu pentru... Sunt contractele de închiriere. Pentru scoaterea din circuitul agricol. Da, mulțumesc. Legislativă în anul 2018, privind procedura de scoatere din circuit agricol și a impus avizul proprietarului pe Consiliul Local în începutul momentului. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă nu mai sunt clarități, întrebări, dacă vă rog să punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. La punctul 9 și 18 le retrag de pe ordinea de zi, pentru că în urma unei discuții ieri avute cu directorul Compania Națională de Drumuri Iași. Mâine suntem convocați la Ministerul Transporturilor pentru a analiza acest aviz, care este ultimul aviz pe care noi îl mai avem de luat pentru aprobarea planului urbanistic general. După discuțiile de la București, probabil în ședința următoare, vom relua discuțiile pe cele două proiecte de hotărâre, de la punctul 9 și de la punctul 18. Deci amândouă sunt retrase de pe ordine. Mulțumim mult! Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren pentru imobilele situate în municipiul Moinești, strada Aventura, aparținând 10 la Station SRD. Inițiat tot, domnul primar. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții sau propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș avea eu o propunere. Discutând cu domnul arhitect, știți că acum câțiva ani noi am votat acel regulament privind stabilirea majorării impozitelor pe clădiri și teren, acele clădirile care sunt lăsate în paragin. Codul fiscal spune că până la 500%. Noi atunci am votat până la 200% majorarea. În funcție de gradul de degradare. Da, dacă în termen de 6 luni sau știu eu, dăm în termen de un an de zile sau 6 luni de zile, nu se remediază clădirile respective, vom veni cu un amendament la regulamentul respectiv și să mergem exact cu 500%. Cum prevede codul fiscal. Da, eu aș întreba acel aici unde suntem la punctul 10 respectiv. Știți ce chirie plătesc oamenii la aici la Chila Fashion SRL? Este laboratorul acela. Nu, de la Vântului. E centrala de la școală. De la laborator se nu plătește nimeni acolo.
plus la laborator, cetirii nu au făcut absolut nimic și de aceea vin cu propunerea respectivă în Comisia Juridică și dacă în plen sunteți de acord, pentru a modifica regulamentul respectiv și a ei ormei. Ei au fost somați, au semnat pentru somație, dar în rest nu fac absolut nimic. Am urmat ceea ce scrie în regulament. Au trecut cele 6 luni de la înștiințare. Există dovada înștiințării. În 6 luni trebuiau să aducă clădirea la o stare de funcționare și esteticul trebuia îmbunătățit. Nu au făcut acest lucru. Eu propun ca în regulamentul nou, care îl vom propune la ședința următoare, ca cei care, nici după majorarea până la 200%, asta spunea și domnul Demirciac, într-un an de zile, să fie majorat impozitul direct la 500%. De acord. Da, dacă punem la 80%. Dacă, de exemplu, există și oameni de exact. Credință mai mult, nu interesează nici 500%, numai ca să facă ceva urât orașului, să trecem la dărâmare. Deci dacă chiar și așa, până la 500, înseamnă că chiar ești total împotrivă și nu se poate să bată joc de oraș și de oameni care n-au ce vot aici. Trebuie să urmăm pașii legali. Dacă în codul fiscal este menționat, până la 500%. Am dat în primă fază 200%, nu se conformează, vom trece la 500%. Da. Scopul nostru este de a arăta clădirile estetic, nu de a majora în mod deosebit. Exact. Dar dacă nu putem și nu avem alt act de cu lor, să spun așa, vom proceda la majorarea impozitului până la 5. Supunem la vot cine este pentru propunerea făcută. Cine este pentru? Din banii obținuți, le vorbim noi. Comisia economică. Dacă mai sunt neclarități sau întrebări, dacă nu vă rog să supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abținere. Mulțumesc. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, fără număr, aparținând doamnei Almâc Bianca Gabriela. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului, dacă nu, supunem proiectul la vot, cine este pentru, împotrivă, Comisia juridică, aici s-a propus majorarea cu 100% o persoană fizică. Supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat. Comisia economică, dacă mai sunt întrebări. O întrebare. Terenul de sub aceste clădiri este a primăriei sau aparțin proprietate? E proprietate privată. Privat. Asta e un prim lot de clădiri. Să știți că urmează mai mult. Dacă nu mai sunt alte întrebări sau îndelăbări, vă rog să supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, numărul 21, aparținând SC Metex Gama SRL București. Comisia de urbanism, discuții vedem a proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică, discuții. La fel rămâne propunerea făcută la punctul 10. Și aici vroiam să intervin. Chiria este atât de mare pe spațiul ăla laborator, că mai chiria pe un an de zile și făceau tot laboratorul ăla. Și de atâția ani să intrați înăuntru, să vedeți că plouă. Deci noi ce vedem numai exterior. Au cumpărat toate spațiile, le-au lăsat în paragină și da, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt alte întrebări, de clarități, dacă nu vă rog să supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 10, aparținând SC Metex Gama SRL București. Comisia de urmări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu aveți, spunem proiectul la vot, cine este pentru,
Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică, discuție, întrebări. Aici am văzut s-a majorat cu 100%. N-am văzut clădirea, am impresia că e ceva de raportul de specialitate. Ce de hale de tată, zona locurilor. Dar acolo terenul este îngrijit? Total. N-am văzut numai pe clădire. Da. Supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, cum s-a rindeți? Dacă nu, vă rog să spunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobililor situate în municipiul Măinești, strada Libertății numărul 1. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții sau propuneri pe tema primă. Dacă nu aveți, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă nu sunt întrebări sau neclarități, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobililor situate în municipiul Măinești, strada Vasile Alexandrii, numărul 58, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, propuneți pe tema proiectului. Dacă nu aveți, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dar să nici ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă nu mai aveți neclarități sau întrebări, dacă nu, vă rog să supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu aveți, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Aș întreba eu cum va fi cadastrat. Acum au ieșit în urma măsurătorilor, au ieșit 4.469 de metri pătrați. Față de domnul arhitect. Față de vreo 3.675. Este vorba despre parcul central. Un arhitect, sunteți în zonă. Măsurătorile în parcul central. Erau niște măsurători acolo la 3.000 și vreo 700 și ceva de metri pătrați. Acum au ieșit 4.000 și ceva. De unde sunt? Apa care a dus sus și îl scandesc. Mai o zi, da. Da. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă nu mai sunt întrebări sau declarări pe marginea proiectului, vă rog să supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a planului urbanistic general al municipiului Măinești, documentația aprobată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Măinești numărul 68 din 30.09.2003. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții, propune pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă aveți alte întrebări sau neclarități, dacă nu vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ședința pe comisia la sfârșit. Domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, în continuarea ședințelor comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plenă a Consiliului Local al Municipiului Mâinești. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Mâinești în ședință ordinară planificată de ședința 2018 s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Mâinești, că vie 2018. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți consilierii validați în conținut, toți ceilalți consilieri validați în conținut. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local și alegerii administrației publice locale, la începutul fiecărei ședințe ordinare se aprobă procesele verbale întocmite la ședințele anterioare după efectuarea procedurii de transparență decizională. Pentru aprobarea celor două procese verbale, întocmite la ședințele Consiliului Local din luna octombrie și noiembrie, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul proceselor verbale care a fost publicat pe site. Mulțumesc. Nefiind obiecțiuni față de conținut, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 23 octombrie 2018. Pentru. Mulțumesc. Voturi împotrivă. Abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat procesul verbal al ședinței ordinare din 23 octombrie. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 2 noiembrie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă. Abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 2 noiembrie 2018. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi. Da, mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu legea, cu articolul 39 din legea 215 pe 2001, modificările și completările ulterioare și din dispoziția primarului 1222, s-a convocat astăzi întâlnirea Consiliului Local al Municipiului Mâinești în ședință ordinară. Ați luat act de ordinea de zi prin notificările primite și din ședințele pe comisie. Înainte, supun la vot, dacă sunteți de acord cu retragerea celor două puncte de pe ordinea de zi, punctul 9 și punctul 18, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Și acum supun la vot ordinea de zi, cine este pentru ordinea de zi. Pentru. Împotrivă, se abține cineva, votată în unanimitate. Punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Mâinești, județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Rog raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia de Urbanism. Mai întâi, dați-mi voie să întreb domnul Consiliu, dar ce-o am întrebat? De acord. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Da, mulțumim. Supunem la discuție pe marginea acestui proiect, dacă sunt, dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Mâinești, inițiator primar al Municipiului Mâinești. Voi... Vă rog, domnul președinte, să dați citirea raportului Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Mâinești. Comisia de Validare. Raport privind examinarea legalității alegerii unui consilier în Consiliul Local al Municipiului Mâinești, județul Bacău, desfășurată la data de 27.11.2018.
Comisia de validare aleasă pe întreg mandat prin hotărârea numărul 70 din 2306-2016, formată din Imecea Ion președinte, Vasile Ion secretar, Pascalin Minea Alexandru, Ghenea Pavel Iulian și Paloșanu Mirel membri, au examinat în conformitate cu dispozițiile articolului 31 aliniatul 3 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii în funcția de consilier local a domnului Vasilae Constantin. Comisia de validare a constatat faptul că locul de consilier al domnului Bălan Vasile a devenit vacant prin încetarea mandatului de consilier local al acestuia înainte de expirarea duratei normale ca urmare a demisiei. Prin adresa numărul 567 din 15-11-2018, Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Bacău, propune pentru validare pe locul rămas vacant pe domnul Vasilae Constantin, supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat. Potrivit articolului 100 aliniatul 33 din legea numărul 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legea administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificare și completare legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor în caz de vacanță a mandatelor de consilier aleși pe liste de candidați supleanți vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă înscris sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau alte organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale. Am încheiat citatul. Consultând lista de candidați a Partidului Social Democrat de la alegerile din 5 iunie 2016, se constată că domnul Vasilae Constantin este membru supleant. Având în vedere adresa organizației județene Bacău a Partidului Social Democrat numărul 567 din 15-11-2018, prin care confirmă că domnul Vasilae Constantin face parte din acest partid politic, propunem Consiliului Local al Municipiului Moinești, validarea mandatului de consilier local. Semnează președintele, inițial, secretar Văsii, membrii Pascalini, Ienea și Paloșani. Citirea proiectului de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Având în vedere adresa numărul 567 din 15-11-2018 a Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Bacău, prin care se propune validarea în funcție de consilier local a domnului Vasilae Constantin, declarat supleant la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, prevede în articolul 100, aliniatul 33 din legea 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, prevederile articolului 31, aliniatul 3, 4 și 5 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, văzând raportul Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Moinești, în temeiul dispozițiilor articolului 36, articolului 45, articolului 48, și articolul 115 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Moinești hotărăște. Articolul 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești al domnului Vasilae Constantin, supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5-6-2016. Articolul 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, domnul consilier Vasilae Constantin va face parte ca membru din Comisia Juridică de Disciplină de Muncă, Protecție Socială, Protecție Copii, Turism și Sport. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, primarului municipiului Moinești, direcției economice,
domnului consilier Vasile Constantin și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. După supunerea la vot a proiectului de hotărâre, domnule președinte, invităm pe domnul consilier pentru demnarea domnului pentru solemnitatea amendamentului de vot. Cine este pentru depunerea, validarea candidatului domnului Ilia Vasilae? Împotrivă, se abține cineva? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Măinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, aș vrea ca în numele colegilor din primăria meu personal să urez succes domnului Vasilae în funcția nouă câștigată aici, câștigată de fapt în vara anului 2017, împlinită astăzi aici, să fie de ajutor comunității din Măinești și la sigur că toate proiectele de hotărâre pe care le inițiez și le propun sunt viabile și sper în susținerea dumnealui acolo unde crede că este spre binele cetățenilor municipiului Măinești. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și domnul primar, domnul consilier. Da, domnul consilier. Vă mulțumesc, ora multului și felicitări. Și începând de astăzi, sunteți membru de deplinire în Consiliul Local. Felicitări. Și astăzi, vă dăm să continuăm ordinea de zi 5. Da, și eu vreau să-i mulțumesc lui domnul Golan pentru activitatea în comisia noastră și vreau să-l întreb pe domnul înainte de a trece pentru datorită faptul care e dreptul să voteze în momentul ăsta, dacă este de acord cu celelalte, cu punctele care s-au dezbătut, cu domnul Vilca, să știu. De acord. 5. Trece mai departe. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Voinești pe anul 2018. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 procente. Cu amendamentul. Cu amendamentul domnului primar. Mulțumesc, Comisia Economică. Membrii Comisiei azează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru și cu amendamentul propus de domnul primar. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil 7 voturi pentru, inclusiv pentru amendamentul propus de domnul primar. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se supunem la vot proiectul cu de rectificare a bugetului cu amendamentul propus de domnul primar, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată în unanimitate. 6. Proiecte hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Măinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisia realizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiecte hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei azează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat pentru unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren situate în extravilanul municipiului Moineș. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în formă propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren de primurile situate în municipiul Moineș, strada Avântului, aparținând SCA IMA și SRL Moineș. Raport Comisia de Disciplină Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cu amendamentul domnului Nemircea Peșiu. Propunerea. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru și cu propunerea domnului Nemircea. Da. Mulțumesc. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, inclusiv cu propunerea făcută de către domnului. Da. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu propunerile făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moineș, strada Capitan Zăgănescu, fără număr, aparținând doamnei Palmânc Bianca Gabriela. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moineș, strada Zorilor, numărul 21, aparținând SCM Tex, JAMA, SRL, București. Raport Comisia de Disciplină. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru propunerea domnului Nemircea. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru, cu propunerea domnului consilier. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu propunerea făcută de domnului. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată unanimitate. 13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în municipiul Moineș, strada Toplilor, numărul 10, aparținând GAMA SRL București. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobililor situate în municipiul Moineș, strada Libertății, numărul 1, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a imobililor situate în municipiul Moineș, strada Vasile Alexandrii, numărul 58, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moineș, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia
de urbanism. Aveți favorul cu 7 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a planului urbanistic general al municipiului Moinești, documentația aprobată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Moinești, numărul 68 din 30.09.2013. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votat în una unitate. Trecem la, la diverse. La diverse avem o adresă, la adresa numărul 37.066 din 12.11.2018 a locatarilor blocului A7, strada Libertății, municipiul Moinești. Dau cuvântul domnului primar pentru a... Da, probabil, probabil această solicitare vine din partea tuturor locatarilor din acea zonă. Știm cu toții acea alee care face legătura dintre strada Libertății și strada Zorilor, pe lângă biserica Sfântul Neculai. Dar așa ce un pic istoric, în ceea ce am aprobat în acest an ca și studii și depunerea proiectului pe mobilitate urbană la ADR Nord-Est, și această zonă face parte din acel coridor, și am și răspuns, acea adresă a fost anexată la, la dosarul de ședință, că vom efectua lucrări acolo odată cu implementarea acelui proiect și nu cu bani din bugetul local. Mai mult decât atât, tot în parteneriat cu Direcția Județeană de Asistență Socială, avem un proiect pe, pe reabilitarea fostei centrale termice, transformarea ei într-un centru de aveniment pentru persoane cu dezabilități și construirea a 3 case în locația fostului cămin cultural din cartierul Lucăcești. Drept urmare, astăzi am primit o adresă prin care ne face cunoscut că mâine 28, reprezentantul ADR se prezintă la Moinești, ca împreună cu cei de la Direcția de Asistență Socială, iese deja adresa la direcție, cred că vor efectua vizita în teren. Odată cu implementarea acelui proiect, au și dumnealor de amenajat crearea acces către acest imobil. Iată că vă mai este de luat în discuție și celelalte parcări din municipiul Moinești și vă spun aici că ați observat și dumneavoastră despre faptul că am implementat câteva proiecte, câteva reparații la parcări. Unul din proiecte a fost cel din imediată vecinătate a clubului Lira. Astăzi a fost recepția la acea parcare. Îi rog pe cetățenii de acolo să-și depună cerere pentru parcare de reședință. Dacă vor fi mai mult decât locurile de mai multe cerere decât locurile de parcare, cu siguranță va avea loc și o licitație pentru ocuparea acelor posturi. Dar am mai amenajat cele două parcări din zona trezoreriei, cât și parcarea din spatele BRDC. Aceste parcări pe care le-am amenajat acum nu sunt cuprinse în acel proiect de mobilitate urbană și urmează în primăvară să mai cuprindem câteva care, de asemenea, nu fac parte din acest proiect. Au făcut deja cunoscut locatarilor din acea zonă și dacă pe lângă aleile care sunt cuprinse în proiect este o alee acolo care nu face parte, cu siguranță o vom realiza în parteneriat cu asociațiile de proprietari. Mulțumim, domnule. Pentru că tot am luat cuvântul la punctul de diverse, mai am câteva adrese pe care vi le-am comunicat astăzi pe mail fiecărui consilier. E vorba de procesul verbal de la ședința Consiliului de Administrație de ieri de la Spitalul Municipal, la care au participat reprezentanții Consiliului Local, cât și reprezentantul primarului, prezent aici, domnul Cehan. Am citit și eu procesul verbal și cred că și dumneavoastră și eu am constatat că, în continuare, se solicită introducerea acestui punct pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local, a respectiva notei conceptuale pentru realizarea unei clădiri pe plus 5 cu deliport deasupra. Comisiile de specialitate din Consiliul Local s-au întrunit după ședința din 23 octombrie, au solicitat Spitalului Municipal de Urgență
să răspundă de unde, de la ce instituții va primi finanțare și în ce quantum, am primit un răspuns de la Spitalul Municipal, fără a se răspunde punctual la cele solicitate de comisii. Nu cred că mai e necesară o întâlnire cu comisiile, nu sunt subordonate comisiile de specialitate Spitalului Municipal, ci invers, comisiile de specialitate solicită puncte de vedere Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Așadar, după ce veți răspunde la adresa, vă rog să o comunicați, doamnă director medical și doamnă director economic, că atunci când veți răspunde la acele adrese a comisiilor de specialitate punctual, eu, primarul, voi convoca Consiliul Local și voi supune spre aprobare acea notă de acel proiect. Până atunci, nu știu dacă un grup de consilieri dorește să promoveze un proiect de hotărâre, este liber să o facă, e dreptul dumnealor din punct de vedere legal. Tot aici ne spune o doamnă doctor că face naveta din Bacău, doamna doctor Axinte. Susține că face naveta de la Bacău, iar dacă veturile că reclutarea locului de muncă începând cu anul va trebui să se reorienteze. Dar îi spun și dumneavoastră aici public, transmiteți și dumneavoastră și transmit tuturor celor din spital, cadre medicale de orice pregătire, de la medic în jos până la brancardier, că în afară de cele 8 ore de muncă care le petrece la Spitalul Municipal de Urgență, noi avem viață și în comunitate. Și dacă trăim în comunitate, avem nevoie de parcări, de drumuri, de bazin de not, de cinematograf, de condiții în școli. Astea sunt prioritățile municipiului Moinești azi și dacă doamna face navetă, cu siguranță nu interesează cum trăiesc cetățenii din municipiul Moinești, decât ca pacienți atunci când calcă pragul spitalului municipal. Așadar, transmiteți domnilor medici că ne străduim aici Consiliul Local să implementăm proiecte viabile pentru comunitatea noastră și nu numai pentru o singură instituție, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt destule proiecte semnate, valoarea lor până acum este de vreo 6 milioane de euro, dar în portofoliul nostru sunt proiecte de 28 de milioane de euro, ce urmează a fi semnate în parteneria cu Ministerul Dezvoltării și cu celelalte ministere de resort care finanțează proiecte destinate îmbunătățirii calității vieții cetățenilor din municipiul Moinești. De asemenea, s-a solicitat angajarea unui număr de 17-18 rezidenți, dar și prelungirea activității unui număr de 10 medici și un farmacist peste vârsta de pensionare. Am solicitat prin compartimentul resurse umane din primărie prezența acestor medici, îi cunoașteți cu toți, sunt medici care de-a lungul timpului au avut realizări în acest spital, doctorul Ivan, doamna doctor Hașa, familia Purcărin, doamna doctor Pascaru, sunt și câțiva medici navetici, doamna farmacist Tsugulea. Sunt de acord să avizez prelungirea contractelor de muncă până la ocuparea posturilor prin concurs, dar așa cum actele normative prevăd, ocuparea prin concurs a acestor posturi se face de către specialiști, nu de rezidenți. Ori Spitalul Municipal mi-a comunicat să avizez un număr de 17 rezidenți în ultimul an. Îi lăsăm să-și termine studiile, să vină cu specialitatea respectivă să-și ocupe locurile. De aceea am să fac o adresă și împreună cu președinții comisiilor de specialitate să vă dați și dumneavoastră avizul ca toate posturile ce se vor ocupa până la îndeplinirea planului de conformitate, pentru că vorbim de un plan de conformitate și tot în ședința din 23, managerul spitalului a menționat aici că vor fi disponibilizări în rândul cadrelor medicale dacă nu vom îndeplini acest plan de conformitate. Așadar, nu văd de ce am face angajări suplimentare la momentul ăsta când din mass media, din tot ce vreți dumneavoastră, spitalul merge foarte, foarte, foarte bine. Nu mai pot să mai pun un foarte, cât dau un excepțional. Deci, dacă merge foarte, foarte bine, să mergem cu cadrele medicale din spital care sunt acum, până la îndeplinirea planului de conformitate, iar în momentul când vom îndeplini, dacă vom îndeplini și vom păstra acreditarea pentru Spitalul Municipal, vom suplimenta cu posturi necesare. Așadar, adresa către spital va suna în felul următor, cu avizul dumneavoastră și semnată și de mine, de secretar și președinții comisiilor de specialitate, că toate posturile până în decembrie 2020 nu vor mai primi aviz și vor primi aviz decât acele posturi care se vacantează, ne va comunica motivul vacantării, sau posturi unice
fără de care nu se poate funcționa la nivelul de astăzi, nu la un nivel pe care îl prognozăm în viitor. De asemenea, aș solicita tot cu avizul dumneavoastră o situație cu numărul de paturi fizic în fiecare secție, în fiecare clădire, pe fiecare etaj al spitalului. Gradul de ocupare a acestuia pe fiecare secție, de asemenea numărul de personal pe specialități, atât cel medical cât și cel de altă natură, pe fiecare secție în parte, la data de azi. Noi cu toții știm ce am aprobat în Consiliul Local, dar au intervenit modificări de la ultima aprobare și aceste situații, vă rog să le prezentați în termenul legal, să comunicați, dar veți primi și această adresă, cu semnătura managerului spitalului, directorului medical și directorului economic. Tot la diverse, aș vrea să vă aduc la cunoștință adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pe Salubritate. Avem surprize din nou. Începutul lunii decembrie va fi cu sistarea, probabil, a colectării deșeurilor. Am primit o adresă prin care EcoSud, cei care administrează stațiile de sortare, depozitele, stațiile de transfer și depozitul regional de la Bacău, începând cu data de 30-11, nu vor mai primi gunoi menajer sau selectiv în aceste puncte. Așadar, Romprestul nu a adus la cunoștință sistarea colectării, dar sunt sigur că o va face cât de curând, atâta timp cât nu vor avea un depozitant. Nu este cazul doar a Măineștiului, e cazul a tuturor UAT-urilor din județul Bacău, inclusiv a celor care astăzi nu fac parte din portofoliul operatorului Romprest, sunt la alți operatori, respectiv Bacău și celelalte 21 de comune, întrucât și dumnealor depun deșeurile tot în depozitul administrat de EcoSud București. Așadar, nu știu cum vom reuși să nu punem să nu periclităm siguranța cetățenilor, să periclităm sănătatea cetățenilor. Încercăm să găsim o locație în cazul în care nu vor mai ridica, dar sunt sigur că Garda de Mediu și Agenția de Mediu vor veni peste noi și vor aplica sancțiuni. Nu este doar cazul municipiului Moinești, vă spuneam. Dacă acest lucru se întâmplă ca sănătatea cetățenilor să fie periclitată, este o situație de necesitate, o situație de urgență și dacă peste 3 localități sunt în această situație, ordinul de declarare a situației de urgență este dat de Ministrul de Interne. Așadar, nu știu ce se va întâmpla în viitorul apropiat, dar am avut evenimentul acesta timp de 75 de zile, anul trecut. Am menționat la adunarea generală de la începutul săptămânii trecute și noi suntem acolo cu o presupusă datorie, știți, din trecut, dar mai mult decât atât și cu aproape 5 miliarde de lei vechi la serviciilor neefectuate în cele 75 de zile cât la Moinești nu s-a ridicat deșeurile. Deci, suntem datori cu aproape 5 miliarde pentru servicii nefăcute. Răspunsul a fost, se merge pe principiul solidarității. Tot județul, pentru unul, unul pentru tot. Nu cred că este o normalitate ca servicii nefăcute, așa cum prevede legea numărul 1 privind serviciile publice de utilități, să plătim ceva ce nu s-a efectuat. Tot ADIS-ul a trimis o adresă prin care cere modificarea politicii tarifare. Știți cu toții, când domnul Bogdan Seto, directorul ADIS, venea aici și spunea nu se poate modifica politica tarifară, nu există act normativ. Astăzi, ei sunt cei care solicită modificarea acestei politici tarifare. Cu siguranță, acest document va ajunge în instanță prin oficiu juridic, ca să dovedim că atunci când noi am modificat prețul, am avut dreptate că politica tarifară putea fi modificată. Dar în noua adresă, în noua politică tarifară, dumnealor solicită majorarea prețului de la 9,97 lei astăzi la 14,27 lei pentru persoane fizice și mai mult decât atât ca noi, ca dumneavoastră, consilierii locali, să aprobăm o taxă pe salariat de 14,27 lei. Că atunci când vor merge către agentul economic, cred să spună primarul Consiliului Local, uitați ce taxă a aprobat pentru un agent economic. Nu cred că e normal. Dar până atunci am pus în dezbatere publică, așa cum prevede legea, politica tarifară care a fost aprobată de Consiliul Local în 2010, ar trebui să ajungă undeva la 10,27 lei,
conform acelei politici tarifare, este în dezbatere publică, a venit și această adresă astăzi de la ADIS, va fi publicată pentru în dezbatere publică și va fi supusă aprobării Consiliului Local. În același timp, aș vrea să vă mai aduc la cunoștință, că dar dumneavoastră știți deja, cred că prin invitațiile pe care le-ați primit pe mail, că joi la ora 12 are loc festivitatea cu ocazia Zilei Naționale. De ce joi? Pentru că data de 1 decembrie este sărbătorită și la municipiul reședință de județ la Bacău. De asemenea, și vine fanfara militară și garnizoana Bacău este implicată într-o altă activitate. În urma discuțiilor cu comandantul garnizoanei și cei de la Prefectură Consiliul Județean, am stabilit această dată. Vă invit pe toți să participăm. Vom puncta la monumentul care l-am realizat pe 8 septembrie aici, în Parcul Central, întrucât reprezintă cei 100 de ani de la Marea Unire. Plecarea va fi din fața Rom Telecom. Vom defila prin fața Select, în fața clubului, centrului cultural. Vom veni aici, ne așteaptă garda și fanfara militară, unde se va desfășura acel ceremonial militar și depunerea de coroane. Știm cu toții că există un protocol special atunci când se desfășoară un ceremonial militar. Vor depune coroane cei care sunt menționați în acel protocol, după care va defila garda militară, ne vom întoarce la monument, va avea loc un scurt moment artistic, după care vor depune coroane toate instituțiile publice, agenții economici și celelalte instituții din municipiul Moinești. După care, împreună cu musafirii din Republica Moldova, primarul din Cantemir, vicepreședintele Consiliului Județean și alte 18 persoane, vă invit la o socializare, la un schimb de bune practici și vă aștept cu drag. Mulțumesc. Următoarea ședință? Stați. Decembrie? Până în 15 decembrie. Până în 15, da. La diverse, dacă mai sunt discuții. Poftiți, domnul, mulțumesc. Eu vreau să spun că au fost niște evenimente extraordinare, sunt evenimente pentru România extraordinare, trecem într-un moment deosebit. Vreau să spun că am fost la Sfințirea Catedralei Neamului. Sunt mândru că sunt român, am fost acolo și în calitate din partea cutuierilor, dar sincer să fiu și ca consilier, fiind independent aici, faptul că am fost acolo înseamnă prea mult. Problema este că este nevoie de unire. Este nevoie ca toate partidele, chiar acum văd că prin acest jurământ depus, parcă mă văd depunând jurământul și văd fiecare reprezentant al fiecărui partid depunând jurământul că vă face totul pentru țară, vă face totul pentru oraș, pentru cetate. E nevoie de unire, este nevoie de să facem în așa fel să fie pace și împreună să facem orașul ăsta să arate foarte, foarte frumos. Eu, sincer, am citit acest proces verbal și fiind consilier independent, am fost la domnul doctor Cotrăleț, am vorbit cu el și el mi-a spus în felul următor că fondurile, l-am întrebat de unde sunt aceste fonduri pentru investiția pe care vrea să facă la spital, a zis că fondurile sunt 98% sunt fonduri europene, 1,8% sunt din fondurile spitalului, iar noi trebuie să contribuim cu 0,2%. La ambulatoriu de specialitate. Da. Dotarea ambulatorului de specialitate. Da. Nu la nota conceptuală. Ambulatoriu, da. Odată ce mi-a spus lucrul ăsta, eu cred că domnul director are cuvânt și l-am întrebat, dar ce facem cu hotelul? De ce putem face cu hotelul? Și a zis că hotelul se poate debloca cu o singură condiție, dacă se poate face, ca jos la parter să organizăm, să facem un ceva pentru recuperare, dar nu cu internă. Noi am putea face acolo, zic și vin și eu cu o propunere, să putem face un centru spa, adică cu tot ce trebuie, bazine, cu apă, cu saune și tot așa cum are Măgura, hotelul Măgura,
în așa fel să poate ca din taxele obținute, atât din cazare, cât și din centrul ăsta spa, să vină la primărie, și așa foarte bun, și să deblocăm această situație, pentru că nu ne face bine orașul. Și în al doilea rând, eu rămân uimit pentru faptul că în mandatul domnului primar Ilie, eu am fost și eu consilier aici, a fost o relație extraordinar de bună între primărie și spital, între domnul ministru Ilie și managerul spitalului. Deci totul s-a fost, fost o armonie după ce s-a ajuns unde s-a ajuns. Văd că tot timpul sunt probleme și probleme și probleme și astea, sincer să fiu, fiind și încetenar unii, sincer să fiu, nu fac bine și nu dau bine. Eu doresc ca la evenimentele care sunt să fiu prezent, așa cum am fost la toate evenimentele care au avut loc în județul Bacău. Am fost și când s-a luat pământ de la cele de la Sărata, de la Măgura, precum și de la Oituz, s-a trimis la Muzeul Unirii de la Alba Iulia. Deci am fost și la acel eveniment mare de la Bacău, în care s-a pus temelia pentru monumentul eroilor de la Bacău, la evenimentul care a avut loc la muzeu. Acum sunt invitat mine la Scorțeni, după aia la noi, la Zemeș. Voi fi și voi purta ochincele și seamă pe solucul, pentru că e o notă de patriotism și un lucru trebuie să ne facem datorie. Și aș vrea, sincer, să fiu, să zicem așa, cu bucurie, să ne simțim bine, să ne simțim uniți, indiferent de culoare politică, dăm dovadă că suntem oameni, dăm dovadă că suntem români și dăm dovadă că suntem uniți și vrem să facem ceva pentru orașul ăsta. Eu sper că anul care vine nu o să mai apară aceste contradicții și totul va fi foarte bine. Asta am vrut să vă spun, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul. Dar trebuie să completez ceva după intervenția domnului consilier. Într-adevăr, la ce proiect ați făcut dumneavoastră referire este dotarea ambulatorului de specialitate, în valoare de 2 milioane de euro. Proiect depus la ADR Nord-Est este admis, acum este în perioada de evaluare oferta economică și tehnică, da? Acolo avem noi contribuție, e vorba de acel proiect. Privitor la nota conceptuală, știți că am trimis și am menționat acum câteva clipe că trebuie să menționeze spitalul, de unde va fi sursa de finanțare, de la instituția și valoarea acelei surse, fiind vorba astăzi de 40 de milioane de lei, dar când va interveni și dotarea și finalizarea în câțiva ani a acestui proiect, cu siguranță această sumă va fi mult mai mare. Chiar dacă astăzi există un excedent în bugetul spitalului municipal, acesta nu poate suporta contravaloarea acestei clădiri. Acel excedent e pentru salarii, pentru altfel de intervenții, chiar pentru anumite prevederi din planul de conformare care se pot face cu, pe reparații și nu pe investiții noi. Privitor la o colaborare, vă spun că de pe data de 23, de când a avut loc ședința Consiliului Local, nu am primit nicio solicitare, niciun fel de vizită a managerului spitalului, a directorului economic, directorului medical. Deci, eu cred că ușa primarului este deschisă pentru orice cetățean, mai ales pentru conducătorii instituțiilor publice, care sunt în subordinea Consiliului Local și implicit și a primarului care conduce executivul primăriei. Așadar, îi aștept oricând pe cei care au nevoie, sunt directorii de școli, sunt domnii de la poliție, de la pompieri, am deseori întâlnit cu dumnealor, răspund chemărilor noastre la evenimente, la orice realizăm în municipiul Mâinești. Cine nu vrea, este treaba lui. Dar va veni o zi când trebuie să și răspundă prezent atunci când este solicitat de primar sau de Consiliul Local, oricine conduce o instituție publică, mai ales cele din subordinea Consiliului Local. Privitor la evenimente, vă spuneam de evenimentul de joi, dar am avut și acel eveniment finanțat de Ministerul Culturii, Festivalul de Film, unde am avut musafir pe Mihai Șora, un om la 102 ani care a demonstrat că este o valoare și o personalitate la nivel național și internațional, doamna Irina Margareta Nistor, doamna Ileana Popovici, au fost câteva filme. Mulțumesc celor care au participat și aș vrea să fim într-un număr mai mare și din rândul consilierilor și a colegilor mei, pentru că sunt evenimente unice care se petrec într-o localitate ca municipiul Mâinești și nu s-au petrecut astfel de evenimente în nicio localitate din județul Bacău în acest an centenar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna! Mulțumesc! Domnule primar, sunt discuții la divers. Dacă nu, declară ședința ordinară.